Cristiana Domnică a fost cel mai bun marcator al echipei locale de handbal în turul actualului sezon al Ligii Naționale. Interul dreapta al studenților și-a trecut în cont în cele 13 jocuri disputate un total de 53 de goluri. Pe locul secund, în topul golgheterilor de la Universitatea, se află Adrian Chiruț, acesta marcând 49 de goluri. Capitanul alb-albaștrilor este urmat în clasamentul eficacității de extremele Florin Ciubotariu și Răzvan Gavriloaia. În privința forței ofensive, Universitatea ocupă la finalul turului locul al cincilea, cu o medie de 30,4 goluri pe meci. În ceea ce privește apărarea, Pralea și compania au încasat în primele 13 runde ale sezonului un total de 356 de goluri. Această cifră situează Universitatea pe poziția a treia în spatele Științei Bacău și Universității Cluj.